Ziua 2 din antrenamentul pentru acasă, pe care îl vom face cu două gantere și un stepper. Echipament minim, mai minim de atât ar fi greutatea corpului. Adică stepperul este până într-o 100 de lei, ganterele, un set de gantere reglabile, vreo 160 de lei cred că sunt acum de la Decathlon. Deci vă puteți descurca și acasă cu un echipament minim și de asta am făcut această serie. Astăzi este ziua 2 din program, dacă nu ați văzut ziua 1, o veți găsi în descriere. În ziua 2 facem un antrenament de pull, care practic înseamnă un antrenament de spate, biceps, un pic de trapez și un pic de deltoid posterior. Facem așa din toate, care sunt legate practic de exerciții de tras. Dar pentru început trebuie să ne încălzim un pic și la zona lombară. După ce v-ați făcut exercițiile astea clasice de rotiri de brațe și lucrurile pe care le facem în mod normal la ora de sport, după ce am făcut aceste exerciții de mobilitate, ne vom încălzi lombarul și vom face un exercițiu care se numește Good Morning. Echivalentul la sală ar trebui să facem hiperextensii, dar cum nu avem bancă de hiperextensii, vom face acest Good Morning. Și puteți începe fără greutate și apoi să luați o greutate mică, după care să creșteți greutatea. Practic, ținem picioarele un pic depărtate, gantera la piept și încercăm să ne lăsăm cu spatele drept până la 90 de grade și înapoi. Nimic foarte complicat, bine ar fi ori să vă filmați, ori să fie o oglindă în dreptul vostru, ori să fie o persoană care să vă spună dacă stați sau nu cu spatele drept. Pentru că dacă acest exercițiu va fi făcut așa, va fi mult mai dăunător decât benefic. Adică dacă spatele este drept, atunci mușchiul lombar lucrează, facem un pic de stretching și pentru deltoidul post și pentru bicepsul femural și fesierii se întind un pic, ne dezmorțim pentru exercițiile care urmează. Și aici 12-15 repetări. Vedeți că am și un mic hop la finalul exercițiului, las un pic mușchiul să se întindă și mai bine și apoi mă ridic. Pac, hai să luăm și o ganteră și mai mare. În mod normal faceți 12-15 repetări, pauză 30-60 de secunde, apoi reveniți. Eu le fac una după alta să nu pierdem vremea, nu? Capul îl țineți într-o poziție neutră, adică nici așa să te duci în direcția asta, nici cu capul în jos. Privirea este, capul este drept, privirea înainte și rămâne în poziție neutră. Așa. Și deja, dacă ați făcut acest exercițiu un pic, vedeți că începe să se simtă această zonă lombară, cum se încordează. Este foarte important să avem mușchii lombari antrenați, pentru că aceștia ne susțin spatele. Vedeți des probleme cu, mă doare în zona lombară, am un început de hernie. Acest început de hernie pleacă de la faptul că mușchii au fost foarte slabi, atât ai abdomenului cât și ai lombarului, și practic tensiunea s-a dus către sistemul osos, respectiv în coloană. Și de acolo apar accidentările, prea multă presiune pe coloană, durere. Așa că ne antrenăm abdomen, ne antrenăm zona din partea de jos a spatelui, lombarul, și se va duce mai puțină presiune pe coloan. Acum, hai să luăm niște gantere de băieți mai mari, să facem niște ramat. Primul ramat pe care îl vom face va fi dintr-o poziție mai verticală și apoi vom face un ramat aproape în poziție orizontală. Adică ne vom duce până aici și vom ridica aici. Asta înseamnă că va intra mai mult partea de sus a spatelui, pentru că stăm mai drepți, dacă vii aici și faci ramat, intră mai mult partea de mijloc a spatelui și marele dorsal. Cu cât te ridici mai mult, intră mai mult partea de jos a trapezului și partea de sus a spatelui. Așa că noi cu asta începem. Să vedem. Hop, hop. Tot așa, bineînțeles, spatele drept, un pic aplecat și aici. Aveți mare grijă când ridicați greutățile și când le lăsați, pentru că atunci ai riscul să lași greutatea așa și să o ridici cu spatele strâmb. Încercați să vă folosiți și picioarele. Când ridicați, vă aplecați de picioare,
spatele drept, abdomenul încordat și ridici greutatea. Sau, dacă vă ajută și mai mult, puneți un scaun, puneți ganterele pe scaun ca să nu le ridicați de jos. 4 seturi tot așa, 12-15 repetări. Și acum ne mutăm la celălalt ramat de care v-am spus, pe care îl vom face individual, adică câte un braț pe rând. Punem un genunchi, piciorul un pic în lateral ca să avem loc să nu ne dăm cu gantera în picior și mișcarea va veni aici. Și aici se poate face în câteva feluri, adică în două feluri. Avem odată acest ramat mai înalt care vine aici, sau avem varianta când putem duce în partea, mai mult în partea de jos, spre șold, pentru a intra mai mult marele dorsal. Ambele variante sunt bune, nu există o variantă corectă și una greșită, doar că lucrează spatele într-un mod diferit. Puteți să le faceți pe ambele și să schimbați de la săptămână la săptămână. Și vă arăt câteva repetări așa și câteva repetări cealaltă variantă, da? Aici avem prima variantă, tot așa, spatele drept, pieptul în față și apoi avem aici. Vedeți, gantera vine mai mult către buzunarul de la pantalon. Bun, 4 seturi, 60 de secunde pauză, facem cu fiecare braț în parte, ați înțeles mișcarea. Acum, vom face un pic de trapez, partea de sus a trapezului, pentru că la primul exercițiu ne-a intrat și spatele, și partea de mijloc, și partea de jos a trapezului. Acum trebuie să lucrăm partea de sus a trapezului, acești mușchi și, după cum am zis, ca să fie mai ușor de luat ganterele, le așezăm pe ceva un pic mai înalt măcar. De aici, abdomenul încordat, spatele drept, ridicăm ganterele, pac, pac. Și acum, capul drept, o greșeală frecventă la exercițiul ăsta este de a face așa. Dacă tu ții capul în față, trapezul se întinde. Când se întinde, contracția nu va mai fi la fel de bună. Dacă stai cu spatele drept și vii aici, este mai greu de făcut pentru că contracția este una mai puternică. Și veți vedea în sală tot timpul făcut așa, exercițiul ăsta, care va pune presiune pe partea cervicală a coloanei, care în timp va duce la o accidentare. Deci, spatele drept, pieptul în față și aici ridicăm exact cât ne permite. Facem o mică pauză sus, pac, și apoi controlăm greutatea în jos. Haideți să vedem. Uite, provocare pentru exercițiul ăsta. Încercați să-l faceți fără să vă strâmbați. Pentru că este un exercițiu, când ești aici, nu ai cum să stai cu fața dreaptă. Acum trebuie să facem și un exercițiu pentru deltoidul posterior. Două variante aici, ori o facem din picioare, ori o facem din șezut. Din picioare problema este că s-ar putea să stăm cu spatele strâmb, adică cu spatele aplecat. Și ca să nu trecem prin chestia asta, vom face de pe stepper să fie mai ușor. Aici luăm o ganteră mai mică, pentru că deltoidul posterior este un mușchi foarte mic. Dacă poți face cu greutate foarte mare, înseamnă că cel mai probabil nu faci exercițiul corect și ți intră mult spatele. Dacă reușești să izolezi deltoidul posterior, vei vedea că este un mușchi atâta. Deci înseamnă că nu va putea folosi o greutate foarte mare oricum ar fi. Și vă voi arăta mai multe variații. Deci odată putem să ne punem în aceeași poziție de ramat și mișcarea este aici. Deci secretul la această mișcare este să încerci să duci gantera înspre exterior. Pentru că dacă duci aici și mișcarea arată așa, deja dacă vă uitați din spate, este variant, diferența este în felul următor. Aici lucrezi deltoidul posterior, aici lucrezi cu tot cu spate. Și este foarte ușor să faci așa și să spui că da, domnule, folosesc greutate foarte mare, dar nu reușești să-l izolezi. Așa că încercați să vă relaxați spatele și să vă izolați deltoidul posterior. Bineînțeles, va fi greu la început, dar trebuie să conștientizați lucrul ăsta. Și aici avem varianta asta pe care o putem face, după cum am zis, individuală. După care mai putem face versiunea din șezut, care merge făcută și cu două gantere odată, care ținem picioarele în față, spatele drept, dar ușor aplecat pe față și aici.
Doar că aici, din poziția aceasta, va intra destul de mult și deltoidul median. Așa. Sau mai avem varianta din picioare, care este asemănătoare cu prima variantă din șezut, dar eu vă arăt și puteți alege din ele. Recomandarea mea este să faceți prima variantă. Spatele la aproape 90 de grade, tot așa. Tot așa, 12-15 repetări. Trebuie să continuăm, bineînțeles, cu două exerciții pentru biceps și vom face două variante. Deci bicepsul lucrează diferit în funcție de poziția palmei. Palma este în sus, mai mult lucrează partea interioară. Cu cât ne întoarcem cu palma invers, cu atât lucrăm antebraț și partea exterioară cu brachioradialis. Așa că începem cu palma în sus, după care vom face și un exercițiu poziție neutră sau, cum îi spunem noi, ciocane. Așa că de aici cotul este fix, nu este nevoie de acest bălângănit, da? Deci cotul fix, probabil ați făcut exercițiul ăsta de măcar câteva zeci de ori sau l-ați văzut cel puțin. Și atât. Nu foarte complicat. Atât este important când ne uităm din lateral. Vedeți, mișcarea cotului este una foarte mică spre deloc. Nu trebuie să arate așa exercițiul. A, pieptul în față, umerii dați pe spate și aici. Hai să vedem și pe brațul acesta. Bun. Și acum avem două variante, dar am zis să mai diversificăm. Ciocane puteți face și din picioare, exact cum am făcut exercițiul acesta. Întoarceți priza, țineți așa și este aceeași mișcare. Se poate și așa, dar am zis să diversificăm un pic. Și vom face ciocane din izolat. Asta înseamnă că punem cotul în picior fix și vom merge aici. Este o mișcare izolată, seamănă, să spunem, cu flexiile la banca scot. Știți, acea bancă unde pui cotul și îți blochezi cotul, este variantă de buget acasă asta. Deci cotul fix împotriva piciorului și aici. Gantera vine către piept, nu în exterior, deci nu în față, ea vine către piept, aici. Aveți grijă să nu vă dați cu ea în gură, pentru că dacă ești așa de curios să vezi cum se încordează bicepsul, este posibilitatea să te accidentezi. Bineînțeles că acest antrenament va fi scris în descriere, veți găsi un articol unde îl găsiți scris cu repetări, cu tot ce trebuie frumos. Pe lângă asta, ne vedem la ziua 3, care va consta în picioare și gambe. Bineînțeles, ziua 1 de asemenea o veți găsi în descriere. Eu sper că v-a plăcut, spuneți-mi în comentarii cum vi s-a părut antrenamentul și noi, bineînțeles, că ne vom vedea la video următor. Pa!